Un salutare toată lumea și bine am găsit la un episod de Sam, fraților. Bă, am luat și o rank up. În sfârșit, Eddie Zeto. Bă, mâncam mea și... Băi, glumeam. Nu o să mănânc nimica. Bă, bravo mie, frate. Bravo mie, am luat rank 2. Bă, nu știu, asta m-a mai motivat să joc. Merită, nu știu, m-a mai motivat. Pur și simplu. Pur și simplu. Sorry. Ce mai am frumos, pot frate să-i dau, ce trebuie, am doar 3 licențe date și îl vrea clientul meu, ești nebun. Da, ba, eu l-aș fi dat frate, da, am doar 3 licențe, iau drept cu un invite fix, după ce am dat rank, nu, o să demisionez la rank 3, 3 sau 4, nu știu, 4, nu, cred, 3, cel mai probabil 3, rank 3 o să demisionez. Adică în vreo 3-4 săptămâni, nu știu exact când o să iau rank 3. Sper să n-am nicio sancțiune, am pus și aia pe dată, tocmai de asta m-a motivat să o pun și aia pe dată. Să fiu sigur că n-o să iau... să fiu sigur că n-o să iau... A plătit... Ha! A plătit 30.000. Bravo frate, mânca mea e coaiele să mi le mănânce. Ăla e un prost care dădea mid licențe și îmi fura mașina și l-am băgat pe blacklist. Bravo frate, ți s-au dus 30, ca care puteai să-i folosești într-un mod, da, o să-mi pic, o să pic, ah, sau poate că nu o să pic. Bă, sper ca videoclipul să fie 1080p, dar nu-l dau în bara pentru că am, hai mă că-l dau în bara pentru voi. Hai, te rog, 1080p, te rog, 1080p, yes, 1080p. Nu, de alta, dar eu mai fac și stream-uri, știți și voi, din când în când, și poate după aia, na. Hai să vedem, iar o să opri sunetul, deci, number, comisie, sunet, sunet, 3. 6069, imediat ajung. Da, și dacă mai aveți episoade de Sam în continuare, dați și vă subscribe la canal. Pentru că știu că vă place seria asta de Sam foarte, foarte mult. Avem deja 150 de episoade aproape și o să o continui până e nevoie. Te rog să nu piști, te rog să nu... Bine, perfect, perfect. Uai, deci țipam acum, dădeam, spărgeam tastatura dacă plecam în apă, ești nebun. Ia uite mă. Mamă, ce bulan ale Greywolf ăla, mamă, ce raport face, uai, mâncam ai. Greywolf, ce raport faci, mâncați aș. Hai, pești, pești, aici. Hai, dat din cap. Ce licență. Hai te rog aia de arme, aia de arme te rog, hai te rog aia cea mai ușoară. Please English, what licență. Fly, ok, yes, bine mă. Bine mă, slash GPS. Să fiu cea mai, să aleg cea mai scurtă rută, pentru că nu sunt taximetrist, nu m-a acuzat, dar nu sunt taximetrist. O să vină toți pruncii de 10 ani care o să zică, uai, dar de ce folosești GPS, mă, tu joci de 10 ani, Sam, nu, nu joc de 10 ani, Sam, și în al doilea rând, nu sunt taximetrist, pot să joc și de 15 ani, Sam, nu sunt taximetrist, nu știu locațiile, eu joc de distracție, nu joc să văd toată harta. Dacă aș intra în taxi, știu unde e Siena, nu? Și, da, da, să aleg cea mai... sigură rută, pentru că după aia o luam pe acolo pe munți, urcam pe munți, până găseam asta. Hai de cap. Eu am... Na, oricum mă bucur că am și eu clienți, mai trebuie încă 10 licențe să dau. O să fac azi raport. Deci, Tunisian... Cum te cheamă? Cum te cheamă? 1, 2, 3, ID-ul 652, is with... Me to do the flying license test. Start le zone 652. Flying, doamne, nici mai știu comenzile. Stai frate, hai să facem screenshot când acceptăm. Hai acceptăm. Hai mă să fac și un screenshot. Screenshot, perfect. Hai să mergem frate. Duma aeroport suf. Ce face frate asta? Așa. Atenție, KHP-ul helicopterului să nu scadă
timpul nostru ce vizionare. În caz contrar, ai picat. Screenshot. Când ajungem încă unul și când îi dau licența încă unul și aia. Da, am nevoie de raport neapărat pentru că... Na, se mai întâmplă să vin și să nu-ți faci raportul. La timp, din păcate, mamă ce lag are, mă. Mâncaia și gura lui. Nasol. Lăsă un pic că... Nu e nicio... Va adăuga cineva un comentariu. Ah, dăm note. Mă piși pe notele voastre din grupul vostru. Părăsește grupul. Părăsește grupul. Perfect. Ok. Și acum înapoi HQ. F8. Să-i mai dau. Bă, mă scuzați că se mai aude microfonul genul ăla. Lasă un pic de să nu mai încet. Mă scuzați dacă se mai aude microfonul încet. De acum încolo asta e /ID. Craft /ignore. Deci nu am număr 37 699. Hei! Ah, acest e certat, mă, cu tipul ăla, nu se zic. Ce faci, frate, plătit să ieși din blacklist, da? Și o să-l bag pe blacklist de câte ori e nevoie, dacă mă mai enervează. Chiar de câte ori eu am, frate, deci vă rog, nu fiți bulangii să faceți chestii, pentru că n-am de unde să știu dacă tu ești abonat la, la canalul meu sau nu. Și dacă mă enervezi și eu nu sunt sărăsare chiar așa de bună, gen să-mi furi mașina când vin la tine să-ți dau teste, mă și piși pe fața ta și o să te bag pe blacklist. Și n-ai decât să plătești 30k. Ok. / F. Tunisian 1, 2, 3, 6, 5, 2. Passed the flying license test. Give license 652 flying / stop lesson 652. Aștept să o faci. Hai. Am adaptat. Stop lesson F8. Succes. Perfect. Am dat și noi o licență azi. Bă, skin-ul ăsta cred că e la rank 1, nu? Nu trebuie să-l schimb. /ID 163. Asta e rank 1. Nu știu, frate, cred că e la rank 1 skin-ul ăsta. Și la rank 2, nu? Mă, ce frumos arată acolo rank 2, mâncați aș gura ta, chiar dacă e raportul mai mare. Nu sunt sigur cât e raportul, dar nici nu m-aș grăbi să mă duc pe forum. Am level 16, da. Facem imediat level 17. Imediat în vreo 50 ceva de pediuri. La 40 ceva de pediuri, mă rog. Dar oricum nu o să mai dau by level. O să păstrez... pentru că am gold, pentru că am premium. 2060. Am gold pentru că am premium, dar nu o să-mi cumpăr. Acum o să-mi cumpăr când dau by level. Adică atunci când o să vreau să intru în PD. Pentru că PD, cred că aș vrea să intru. Pentru că mafii trebuie să fii foarte, foarte activ. Sau o să rămână, spun instructor, spun astea. Pentru că dacă sunt foarte activ, o să iau și rank 5, de exemplu. Și rank 5 e scutit de... Bine, rank 5 sau rank 6 e co-lider, adică co-liderul e rank 6, dar nu o să iau rank 6 pentru că nu o să stau atât de mult în facțiune. Dar aș vrea să iau, frate, rank 5 aici că ești scutit de raport. Și stai așa în facțiune multe zile și ești scutit de raport. Ești cam un civil, știi? Și e super, frate. Adică stai așa într-o facțiune, dar stai așa cum vrei tu, te doare în coace. Dar nu cred că m-aș grăbi să fac chestia asta pentru că v-am zis, zic că am plictisitoare facțiunea asta. Adică vreau și-o ceva acțiune. Dar nici ceva acțiune pentru că... Nici cu acțiunea nu-i bine pentru că ai ceva raport, eu n-am atâta timp liber pentru că mai plec și mai am și o viață socială la drec. Mai ies și eu din casă. Mă mai duc și eu așa din când în când la mall, la alea cu prietenii, cu părinții, la un film, ceva, că n-am mai preieșit mă de ceva timp. Și eu nu pot, frate, să stau să... Nu, frate, mă invit un prieten la film, eu zic, nu, frate, nu pot, că eu am de făcut raportul la School Instructor, mai dau și eu ceva licențe, știi? Nu pot să zic chestia asta. Și nu vreau nici să fiu dat afară pe raport incomplet, pentru că arăta foarte urât și gândiți-vă că n-aș mai fi primit în nicio facțiune, pui mei. Ești ID, ITZ, e Răzvan, ITZ, Răz, măi mă, Răzvan. Da, hai bă că să mai dea cineva din licențe. Deja am și învățat întrebările pe de rost, adică la rang 2 ar cam trebui să le știi pe de rost întrebările care să le pui pentru că, na, pana mea, zic și eu, nu? Iii, hai mă! Manilor, azi băgăm un pic de viteză. Boa! A, da mă, și-o muri vinii ăla, cică. Care era, care e admin 6. Și sper să-i lase, frate, admin, adică măcar în memorie, frate, că dai să mai nasol. Da, na. Admin, să ai, noroc să n-ai. Am făcut și o rimă, dar nu e, frate, ok să, na. Adică nu cred că era bătrân să moară așa, a murit de ceva boală, nu știu, eu acum am auzit. Bine, acum 2-3 ore am auzit, dar e nasol, frate.
E nasul rodet o să mori. Da. Hai. X. E nasul, frate, să mori pe chestii de genul. Și nu-i nasul. Bine, e nasul să mori oricum. Dar de bătrânețe măcar și știu că ți-ai trăit viața, tu ești mândru. Dar să mori așa de boală, când nici măcar nu ești bătrân, e nasul. Nasul rău. Uite, 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 ceva, ceva, stai. Ok, asta e ciudat. Un pic, un pic. Dar vrea să mai dea cineva din licență, dacă se poate, vă rog, că am nevoie de raport. Și trebuie să mă și culc și prevăd când mă culc o să dea 10 pe minut ăsta din licențe. Deci prevăd chestia asta, o prevăd. Nu știu de ce, dar o prevăd. Da, am luat AV-ul ăla, dar deja s-o și dus AV-ul. Deci, na, mersi postantărilor. De-aia o să și pun chestia pe dată. De acum încolo tot timpul o să o las pe dată. Deci nici nu mai dau la o parte, frate. O las pe dată acolo. Să șadă pe dată. Nu, să șede acolo, să șede. Da, să stea, frate, acolo pe dată, că nu am nimic în pot el. Adică nu vă deranjează că acoperă doar data, deci nu poți să zici că acoperă nu știu ce, că nu puteți să vedeți. Nu, frate, acoperă doar data. Câți bani am. Dar vreau să și păstrez, adică punctele de respect. Adică nu mă grăbesc să dau baie level, pentru că n-am ce faci. Că deocamdată să s-au înscut instructor. Când o să vreau să intru în ceva facțiune care necesită un nivel mai mare, poate o să dau, dar deocamdată nu. Nu mă grăbesc la by level. Ia, să băgăm 200 la oră. A? 200 la oră? A, hai mă că prins 200 la oră. Știu mă că prins 200 la oră. L-am văzut pe la Quanti de acolo, nu știu ce făcea acolo, dar nu-i bai. Hai mă, știu că, hai mă. Oleu, oleu. Băi, și fii să atent aici, mă. Nu înțeleg nici măcar un pic, frate, chimia, frate. Nici nu înțeleg, pur și simplu, spre la tâmpene și ci că o zis și la unele materii că nu o să ne mai dea note pe proiecte, că o să ne dea teste mai multe calea. Voi pișeam aș pe testele voastre. Sincer, chiar pe ciudat să-mi bat piciorul, like, n-ai bab. Pune și noi, adică e 6-4-5. Salut, frate! Da, și acum la rang 2 am voie să și 3 secunde au fost, nu? A, au fost 2 secunde. 2 secunde, sorry. Dar faze că... Na. Dar na. E o destul. Sunt supărat, băi, deci iertă mă mai ești ceva, ce nu? Dar level 34, chiar ador să dau, frate, licențe la tipii de level ăsta, tom cum vă să... Chiar ador, frate, să dau licențe la tip de ăștia. 6, asta e a 6-a licență pe care o dau. E ok. 6, mai am încă... Câte am? 9 de dat, încă 9 mai am de dat. Da? 9 de dat. Cât să fac? Trebuie să le dau. Trebuie să le dau. Fix acolo, la spun. Trebuie să le dau, bă, n-am ce să fac. N-am cât să... Ai, nu derapa. Ok, n-am ce să fac. Trebuie să-mi fac raportul cât de rapid pot. Deci neapărat cât de rapid pot, pentru că sunt rang 2 și îmi trebuie 15 licențe. La rang 3, 20. La rang 4, 10. Pentru că deja de la rang 4 se presupune că ești barosan. Și la rang 5, 0. Nu mai trebuie să faci raport la rang 5. E super fain. Să fii rang 5 într-o facțiune. Nu mai trebuie să... Bine, nu cred că în toate... Ba, mă, cred că în toate facțiunile nu mai trebuie să faci raport la rang 5. Nu, vrei. Dacă se de... Ba, mai puțin mă să se deconecteze unul fix când am fost lângă el. Deci să fii plictisit să aștepte, știi? O... Bună, bună ziua, domnișoară. Bună ziua, domnișoară. Ce licență dorești? O, bună ziua, domnișoară. Zice asta trecu că-s violator și dă sleșchiu. Aia, ce licență? Mați, arme și sail. Ok. Începem cu... arme. Deci Sharavi 645 is with me to do the weapon license test. Start lesson 645 weapon. O să le dau pe toate pentru că nu vreau să fac probleme după aia cu raportul. O să le dau pe toate. Ca așa dacă avea raportul făcut nici nu mai acceptam, dar n-am nevoie neapărat, frate. Așa. 1.
enumerăm 5 arme din GTA San Andreas. 2. Unde nu poți folosi arme? Ești să zăpăra? Ești să afli zones, nu? Da, să afli zones. Domnișoară, domnișoară! Ce face comanda să-i safe zonis? Da? Hai, Gagica, înțelătorul să ales zone sigure, enumerăm 5 safe zone-uri. Ah, bă, screenshot-ul, screenshot-ul! Ne-am făcut screenshot-uri! F8. F8. Bă, mersi că mi-ați amintit, că m-am uitat pe filmare și mi-am dat seama că... Da. LSPD, City Hall, perfect. SFPD, da. LVPD. Siene lăsăm. Perfect. Corect. Ai trecut. Șaravi 645 has passed the web license test. Give license 645 web. Da, după asta cred că o să... De fapt nu o să închei, frate. Filmezi 25 de minute dacă e nevoie, ce căcat. Domnișoară, domnișoară, ce program aveți diseară? Nu că nu-l aștept prea mine, dar vreau să ți se facă dor de mine. Aia de mat. Ok? Deci, de fapt, stai, request licenses 645. Arată-o, frate, licențele, ca să fiu sigur că după asta nu am înțelegerea. Ai, arată-mă pe licențele, că sunt curios ce licențe ai, domnișoară. Oră, efect și pescar. Și navigație. Aia de pescar o vrei? Flash for shh ravi. 645 is with me to do the materials license test. Star lezon 645 materials. Dar de acum încolo o să mă apuc, frate, mai din timp cu licențele, pentru că nu-i chiar, nu merge chiar așa. Du-mă la cel mai apropiat depozit, materiale. Uite-l pe Grey Wolf. A fishing. O să ne ducă la get job la arms dealer și e bine, face foarte bine. Băi, coaie! Da, a, bai, se mai întâmplă, dar acum nici se bagi chiar intenționat, frate. De intro pentru pachete. Bă, oricum, o să închei episodul aici și o să-l începem pe următorul. Acum am inteligență de dat. Ne vedem în următorul episod. La revedere!